Bun regăsit! Sunt Ioana Brușten, mă bucur să fim din nou împreună aici la Întâlniri Capitale. Invitații ediției de astăzi sunt Daniela Găvănescu, consilier dezvoltare personală și formator Compassionate Inquiry și Sorin Lucaci, organizator de evenimente al editurii Herald. Daniela, Sorin, mă bucur să fim împreună aici la București FM. Și noi ne bucurăm mulțumim. cu siguranță și mulțumim foarte mult pentru invitație. O să vorbim astăzi despre reconectarea cu noi înșine, despre sănătate, despre relații armonioase. Într-o lume tot mai agitată, mai generatoare de conflicte și de anxietate, de probleme, trebuie să știm să găsim echilibrul în noi și, eventual, de acolo să încercăm să schimbăm lumea din jur și atmosfera ei. Editura Heraldă, cunoscută pentru colecția de psihologie, ne propune un nou volum care aduce în atenția noastră exact aceste tehnici de învățare pentru echilibrare. Așa că, Sorin, am să încep cu tine și am să te rog să ne spui care este propunerea, Herald, de data aceasta. Lucrul care mă bucură foarte mult în ultimii ani, să zicem, în ultimii 2-3-4 ani este faptul că noi am insistat pe partea aceasta de reconectare cu corpul, adică pe lângă, cărțile clasice de psihologie și de psihoterapie. Iată ne-am dus și spre zona aceasta, care aș putea să spun că este un trend ascendent în ultimii ani și am publicat după ce aminte anul trecut în toamnă, după mitul normalității lui Gabor Mate, că tot ai pensionat de formarea uh, Danielei în uh, campeșine. Inquiry. Fac o paranteză, o înregistrare care s-a bucurat de mare interes și pe canalul de YouTube București FM. Mulțumim mult și cumva na, era de așteptat, ținând cont, vorbit despre, despre Gabormate Mate. Totuși, a mai apărut undeva în primăvară Raja Selvam, tot pe zona asta de conectare cu corpul și iată acum vorbim despre doctorul Lux Nievski terapeut somatic, autor, doctor în psihologie, dar el nu face uz de această titulatură, știi, toți îi spuneam și la evenimentul de pe 3 august, doctor Lux Nievski, dar bun, zice, sunt psiholog, dar de fapt nu asta contează acum în contextul dat de mult și faptul că, uite, există această variantă holistică, până la urmă Soma Wise dacă ar fi să traducem din engleză în română înseamnă înțelepciunea corpului uh -huh. pentru că multă lume poate se uită și zice bă, ce mai, cu ce să mai mănâncă? ce mai fi și asta Soma Wise? Că nu-ți spune mare lucru da în limba engleză. Dar întotdeauna noi avem uh, niște subtitluri foarte bune care ajută titlul. Și iată, eliberează-te de gânduri, reconectează-te cu corpul. De fapt, el despre asta vorbește și am să o las pe Daniela să povestească mai, uh, mai mult, pentru că în cartea aceasta și cartea aceasta este foarte bogată în practica lui, adică omul vorbește din ceea ce face, de fapt asta este important și am încercat și eu să-i urmez sfaturile, bineînțeles nu la nivelul la care face el pentru că vorbim despre disconfortul conștient și vorbește acolo despre acele băi de gheață chiar Bianca Poptean prietena mea de la CSID ce se întâmplă doctore, a făcut un material cu el, un interviu și a pus o poză când el era într-o baie, într-o, nu știu, tu cum să-i zic, ai o mini piscină, se vedea gheața deasupra, era clar. E, nu pot să fac lucrurile astea, dar eu personal dau ca sfaturi, eu am început cu dușurile reci, atât cât puteam să le suport. Adică de la apa aia călăie, mă duceam cu mânerul, da? spre mai rece, mai rece, atât cât puteam să, să suport, fără să încep să, să țip în baie, de, bă, totuși e prea rece și există un disconfort. Asta foarte... folosindu-ți la ce, Asta folosindu-mi la uh, o stare de bine, pentru că am observat, după un duș, mai ales dimineața, dar nu, nu mai dimineața, în orice moment al zilei, un duș rece sau semi-rece te revigorează, îți dă acel boost de energie. Deci vorbesc foarte... Am crezut că nu-i nu așa. E uite că asta este. Deci el vorbește în carte, unul dintre principii este disconfortul conștient. Altul este tăcerea nemișcată. Da. Tăcerea nemișcată. Tăcerea nemișcată, adică cum pot să meditez, pentru că noi am făcut multe emisiuni pe mindfulness, pe meditație, pe rugăciune și așa mai departe. Cât de mult ajută meditația în viața de zi cu zi și vorbește de această uh, meditație, de această tăcere tăcută. Și sunt și multe alte principii, dar cred că cel mai bine o lăsăm pe Daniela. Daniela, deci uh, Soma Wise nu este pur și simplu un titlu de carte. Este un principiu, este o filozofie, este un set de exerciții, cum i-am spune cel mai bine. Cred că am putea să-i spunem că este o abordare care, cred eu, ulterior ce tinde și cartea lui Liu, că îi se potrivește oricărei persoane care dorește să-și cunoască corpul mai bine și este în acest proces de vindecare, ca să spun așa, pentru că absolut toate principiile prezentate în carte ajută foarte mult prin exercițiu, bineînțeles, să te facă cât mai conștient de corpul tău și de emoțiile tale. La evenimentul de lansare pe care el l-a avut aici, și mulțumim aici, Sorin, editurii Herald, pentru sprijin și celorlalți sponsori, a avut două workshopuri. Practic, evenimentul a fost unul de mare succes. Vă fac această paranteză, practic, să înțelegeți și feedback-ul oamenilor de după. S-a vândut uh, foarte repede, în ideea în care a trebuit să suplimentăm și un al doilea workshop, pentru că, iată, așa cum spunea și Sorin, interesul este foarte mare de ceva timp. Ulterior, în aceste workshopuri, practic, el a făcut niște exerciții de stillness, așa cum spune, uh, cred că tradus în carte, mă scuzați, mi mai la îndemână termenul în, 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 în engleză, exact. Iar uh, feedback-ul a fost unul extraordinar, vă spun, din ce a ajuns la mine, și a ajuns la mine de către prietenii mei care au participat la workshop sau de către clienții cu care noi lucrăm. Oamenii, ulterior, plecând în concedii sau stând acasă, au început să aplice diverse lucruri pe care ei le-au învățat acolo. Și au constatat că simt o schimbare, că funcționează, probabil. Simt o schimbare că funcționează, în primul rând au început să-și observe corpul și cum reacționează el la diversi stimuli din exterior, fie că vorbim de stimuli fizici sau de stimuli emoționali. Principiile Soma Wise, cum spunea și Sorin mai devreme, sunt foarte multe, dar cele șase pe care Luke le-a mapat în carte sunt hrana adevărată, mișcarea, odihna și relaxarea, învățarea pe lungă durată a întregii vieți, practic să ai tot timpul uh, cognitivul uh, mintea lucrat. Mintea exact. Da. exact. Ocupata Comunitatea, bineînțeles, pentru care are un impact major și uh, iubirea de care suntem cu toții dependenți. Puteți de fapt noi. este de vorba fapt... despre un mix. Da, de fapt este un mix pe care îl regăsești în recomandările medicilor, ale psihologilor, de toate orientările, de toate specialitățile care țin de viața sănătoasă ori încotro ai privi. Exact. Sunt niște principii fundamentale. Da. Și eu le-aș numi de bun simț. Categoric. Pentru că se știe dintotdeauna mișcarea, sportul, activitățile fizice, apoi o alimentație sănătoasă, un somn profund și, și odihnitor, care îți dă energie pentru a doua zi. Și toate cele menționate... Comunitatea, comunitatea adică nu să a... comunici, să nu fii singur, iubire ca să te hrănească sufletește. Absolut este de bun simț. Știi, uite, făcusem cu un medic un Zoom Mă rog, pe bolile oncologice Și discutam despre aceste principii Și uh, venea cu niște statistici De exemplu, faptul că în uh, Dădea, nu știu, în Japonia, Nicaragua Dădea, uh, țări ca exemple Țările din sud, gen Turcia Grecia, Italia, Spania Care au o speranță de viață mai mare De ce? Pentru că odată vorbim Despre exercițiile fizice Dar nu în sensul neapărat de sport că acolo vorbiți de oameni la 70-80 de ani care nu se duc la sala de sport Dar ăia muncesc de dimineață până seara O dietă mediteraneană foarte bogată în fibre, în legume, în vegetale, în fructe și așa mai departe și în fructe de mare, eu știu, sănătoase, deci eliminăm grăsim, carne de porc și alte lucruri. Deci toate astea sunt așa ca un soi de corolar, un mix, cum spuneam eu, care te ajută să apleci așa urechea atunci când corpul îți dă niște semnale, niște mesaje. Cum spune și Luc în carte, hei, Iau o mai ușor sau hai să stăm să vorbim amândoi, că vezi că mie nu prea mie bine și o să mai transmit așa niște mesaje subtile și să vedem ce se întâmplă până nu ajungi în faza în care Doamne ferește, cum spunea Gabor Mate, din cauza stresului, Stresul este un factor din punctul meu de vedere oxidant. <laughs> și atunci, până nu ți se oxidează celulele alea, hai să vedem la ce stil de viață recurgi tu poți să adopți încât să, să faci ceva măcar pe ultima 100 de metri, să nu ajungi la un AVC, la un stop cardia, la o boală degenerativă și așa mai departe. Daniela, practic, ce propune Luc Snievski prin această metodă. El spune eliberează-te de gânduri, reconectează-te cu corpul. Cum anume putem face asta? Păi, cred că vă pot da cel mai bine un exemplu personal pe care l-am trăit chiar acum recent în concediu. Eu și prietenul meu, de fiecare dată când plecăm în concediu, ne plimbăm cu scuterul. Vă dați seama, am o cască pe cap, vâjie vântul la în continuu, eram în acest loc superb și minunat, dar tot timpul nu puteam neapărat, asta vă spun acum, conștient. La momentul trecut nu eram foarte conștientă de acest lucru. Uh, ok, vedeam niște priveliști superbe și așa mai departe, dar nu puteam să fiu efectiv conectată cu propriul meu corp. De data asta, pentru că ne-am gândit noi că ar fi ideal să ne punem niște doape de urechi, tocmai ca să nu ne mai afecteze auzul, vâjitul la constant pe care îl avem cu orele când ne plimbăm. La momentul în care mi-am băgat aceste doape, m-am urcat pe scuter ca întotdeauna și a fost pentru prima oară în viața mea când, stând ca și pasager, îmi puteam auzi respirația. Și vă spun asta, mi se face plea de ghină și acum. Pur și simplu simțeam că sunt acolo, Până în măduva oaselor, puteam să mă focusez la modul în care aerul rece și proaspăt sau mirosul mării îmi invada plămânii, să zic așa. Am început să observ, de exemplu, că la fiecare curbă pe care o lua, degetele mele de la picioare se strângeau un pic, Na, că de team, frică, da, că e frică, de teamă, absolut, și atunci putând să fiu acolo, puteam să-mi, nu să-mi alung gândurile, dar să fiu conștientă de această frică și să-mi dau seama că, da, ea este normal să existe, dar nu este neapărat reală, pentru că merg de 15 ani pe scuter și nu s-a întâmplat niciodată, prietenul meu merge foarte precaut și practic cam asta ne învață și cartea lui Luke prin diverse metode, indiferent că vorbim de hrană, cum am menționat mai devreme sau mișcare, ne învață practic să fim foarte, foarte conectați la corpul nostru, la fiecare senzație. Probabil vi s-a întâmplat și voi de atâtea ori să fiți în fața unei persoane, să discutați cu ea și să simțiți un nod în gât. Să nu puteți să spuneți ceea ce ați dori să spuneți. Acolo, practic, s-ar afla furia. E, Înainte de a reacționa există acest spațiu pe care fiecare dintre noi, prin exerciții ulterior, îl poate acorda ca și atenție corpului să-și dea seama ok, eu în gât acum simt ce? Furie. Hmm. Hai să iau o pauză, să mă gândesc un pic, să mă așez și ulterior să pot reacționa din autenticitate practică. Este vorba practic și despre asta. Deci eu cam nu știu dacă v-am răspuns la întrebare. Un fel de hai să facem liniște exact în mintea noastră și în exact. jurul nostru ca să putem să fim cu adevărat exact. atenți la ceea ce se exact. întâmplă. Și ideea să, să fim atenți, adică nu să le alungăm. Eu când vă Spuneam mai devreme despre uh, faptul că am simțit cum uh, mi s-au încordat degetele de la picioare. Nu am zis să ai pleacă de aici, lasă-mă, nu am de ce să-mi fie frică. Nu, e normal să-mi fie frică. Eram pe un scooter, mergeam cu o viteză de 30-40 de km la oră. Putea să se întâmple, doamne frește, în orice, însă să fiu atentă și să stau cu ea și să-mi dau seama că ce trăiesc în prezent este safe și este în regulă. Pe asta da spune, spune și Luc, momentul... să stai cu durerea, Exact. să nu o alungi. Pentru că, de exemplu, și în cazul uh, disconfortului conștient, da, acele dușuri exact, băi de gheață, ești conștient. Deci, tu acolo ești, uh, de fapt, tu devii, prin soma tu devii un fel de observator al propriilor tale reacții mm -hmm. corporale pe care altfel nu le-ai dat atenție, da? Or, asta te face să devii cumva conștient. Da, știu cât este de... Îmi, îmi controlez respirația, care este foarte importantă. Știu că apa asta este cu gheață și că eu nu mai pot de, 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 de frig. Este clar un, un, un disconfort. Îți vine să ieși, dar rămâi acolo. Rezistă! Față de tot ceea ce s-a vorbit până la un anumit moment, se situează această teoria, această filozofie la polul opus cumva. Respectiv nu mai ascunde trebuie să fii tare, să nu-ți arăți emoțiile, trebuie să nu reacționezi, trebuie să disimulezi trebuie... este cu totul altceva este, acceptă totul, trăiește totul și de acolo încolo reacțiile tale se vor schimba semnificativ. Absolut. Ce vreau să adaug ca o paranteză la ceea ce spunea Florin cu dușurile, eu uh, sunt lipoveancă, prima mea limba a fost rusa, din județul Tulcea. E, la noi, uh, nu știu cât de multe știți voi despre această comunitate, la baie, noi nu aveam dușuri, vorbim de acum 30 ceva de ani. Aveam saună, deci practic bunica mea făcea focul, în încăperea unde era sauna, unde sunt pietrele acelea, exista un... Uh, uh, kazan, să zic, metalic, care punea pelin, mușețel și așa mai departe, fierbea acea Aromatizant. Da. exact. Un butoi cu apă rece, foarte mare și ulterior noi luam nu mixam apele și ne spălăm. La tot acest uh, proces, să zic așa, se adăuga și faptul că primăvara se strâng niște crenguțe de stejar, se fac niște măturici și acelea practic le pui pe piatră, le stropești cu apă fierbinte și ulterior te bați cu ele, ușor, deci să nu Toată treaba asta vine dintr-o tradiție. S-ar spune că... Te ajută la circulația sângelui, toate ierburile acele aromate îți produc diverse stări de bine și fizic și mental și așa ușor, mai departe. Sună Sună ușor șamanic. Da, nu da, 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 șamanic, da, șamanicul exact. Din Siberia, exact. Adică Absolut. Că tot ai pomenit de. Absolut. De, de ruși. Și de ce am făcut această paranteză? Am ieșit la masă cu Luc după eveniment și afară, cred că la 10 dimineața, fără să exagerezi, erau 38 de grade. Vorbim hmm. totuși de 3-4 august. Toată lumea zicea, Doamne, ce e nu mai pot și așa. Și eu stăteam liniștită și la un moment dat m-a întrebat el, dar pe tine nu te deranjează căldura, ești ok? E că se vedea că eram foarte relaxată și am zis nu mă deranjează, adică, da, e așa, dar nu mă deranjează. Și ulterior, uh, a zis, ah, ok, ce interesant, și după care i-am zis eu. Și am povestit tot acest lucru și zic, bai, eu fi fost de la faptul că am fost expusă de mică la temperaturi de 50-60 de grade. Nu vorbim de bebeluș să-mi fi pus bunica mm -hmm. viața în pericol, ci efectiv prin aceste tradiții. Și ce se întâmpla odată, de exemplu, iarna, în momentul în care uh, eram în saună și ne spălam și așa, ulterior ne aruncam zăpadă pentru noi. era o joacă, da. efectiv. Și atunci, pentru mine personal, ca să re revin la subiect, căldura o observ, bineînțeles că simt un disconfort, însă nu îl simt la un nivel uh, care să mă impacteze emoțional, să-mi dea o stare de iritare, mm, pentru că eu știu înțeles. că acea căldură va trece, eu voi reveni, pot să iau pahar cu apă rece să... să fie alternative, adică să, să faci, sau mie mi s-a întâmplat chestia asta, dar acum mulți ani, dar fără să știu, doar așa, nu știam nimic de, de legat de corp. Să faci saună și o puneam apă peste cărbunea ca nebun. Adică, mă, nu mai puteai. Aveai senzația că îți arde pielea nasului pe interior atât de, așa de puternic. Îți dai seama câte grade au fost acolo. Și ieșeam după 15-20 de minute intense și mă duceam și făceam un duș semi uh, rece. Îți dai seama alternanțele astea de la o temperatură Absolut. foarte așa la... Uite, în carte zice Luc, băile cu gheață au fost folosite vreme de mii de ani pentru diverse probleme de sănătate. Rușii, Mm -hmm. Scandinavii, finlandezii și chiar japonezii încă practică scufundările ursului polar, le numește mm -hmm. el, pentru a îmbunătăți circulația și a ajuta la combaterea oboselii. Da. Cartea, apropo de ce mi-ai citit -o acolo, vine cu uh, niște exerciții practice pe care pot să le facă cei care nu cunosc prea multe Absolut. din lucrurile astea da. și să-și să îmbunătățească astfel starea și fizică și mentală? Da, da, vine. Vine cu exerciții practice, vine cu aceste mici împărtășiri personale ale lui Luc, care povestește și el la rândul lui cum a ajuns să le practice și așa mai departe și consider eu pe un limbaj extrem de relaxat încât să înțeleagă absolut orice om care nu cunoaște foarte multe despre acest lucru. Cea mai bună metodă, povestea este cea care te face să fii atent și care pătrunde până în adâncul tău mai bine decât orice altceva. Absolut. Corpul poate fi expertul, ghidul și barometrul pentru îmbunătățirea oricărui aspect al vieții dacă învățăm cum să-i ascultăm limbajul subtil. Am citit pe coperta cărții uh, Somawise. Bun, întrebarea este cum recunoaștem sau cum descifrăm mesajul ăsta subtil dacă nu avem o, nu știu, o educație în acest sens, dacă nu am învățat, dacă știu și eu, nu suntem niște specialiști în domeniu. Păi, spre exemplu, orice om care, nu știu, se află într-un moment al vieții lui în care simte că este, nu știu, inundat de tot felul de emoții sau stări și așa mai departe, ar trebui, în primă instanță, să încerce să, să se observe, efectiv. Sunt oameni care, bineînțeles, nu se pot conecta atât de mult la corpul lor, sunt oameni care nu știu cum se face treaba asta, însă ne putem lua mici pauze pe parcursul unei zile în care să respirăm fără să facem nimic, fără să trebuiască să facem nimic, nu să ne apucăm deodată să mâncăm sănătos, să facem sport, ci pur și simplu să observăm corpul. Corpul întotdeauna ne va spune dacă este foame, dacă este sete, dacă e o nevoie de mișcare, dacă suferă. Și vorbesc aici, bineînțeles, de boli și inclusiv lucruri la nivel emoțional dacă suntem supărați, dacă suntem furioși, dacă suntem dezamăgiți și așa mai departe. Deci practic, ăsta ar fi un prim pas, să încerci să iei din cât mai mult timp ai zilei aceste pauze de respir și să vezi efectiv ce simți și ce se petrece. S-ar putea să nu identifici din prima cum spuneam mai devreme, nodul în gât sau să nu identifici din prima că se întâmplă ceva în stomacul tău, unde de regulă se află furia și toată reprimarea. Însă poți să-ți observi propria respirație, că de acolo pornește totul, să vezi dacă e sacadată, dacă simți că ți ajunge aerul sau nu și așa mai departe. Deci, ca și prim lucru, mici pauze în momente în care simți că e prea mult e prea mult, nu știu, la birou sau într-o conversație cu oricine sau în familie, în relație și așa mai departe. Adică să ne dăm timp să ne observăm, să ne dăm timp pentru noi cu adevărat, dincolo de toate sloganurile care se audă non-stop, da. chiar să stai să te asculți și să vezi ce ți se întâmplă și astfel poate că o să înțelegem mai multe despre cum funcționăm, despre Absolut. ce ne lipsește, despre ce ne doare. Absolut, da. Am da. înțeles. Iarăși am văzut pe coperta cărții scris, ascult ți corpul pentru a învăța cum să obții starea holistică de bine. Și cred că este pentru prima oară când întâlnesc această expresie cu starea holistică de bine. Mă gândesc că nu cred să există persoană care să nu-și dorească asta, să se simtă bine din toate punctele de vedere. Absolut. Holistic, practic, în ideea în care, așa cum este prezentat și în carte și în diverse locuri în care ne uităm sau pe care le ascultăm, practic înseamnă un mod de a te simți tu mai bine prin stilul tău propriu. Pentru că ce mă ajută pe mine nu înseamnă neapărat că te va ajuta și pe tine. Și, exact cum ai spus și tu mai devreme, să-ți iei aceste pauze în ideea de a vedea ce poate să funcționeze bine pentru tine. Că, spre exemplu, cum ziceam mai devreme cu exercițiul acesta inclusiv de respirație, poate un om într-un moment, tocmai că și ascultă respirația și o vede că este foarte sacadată, poate să intre într-un atac de panică, dau un exemplu. Și atunci nu îi se potrivește, dar poate îi se potrivește să bea ceva dulce ca să revină în prezent. Poate să pună mâna pe nu știu, un, un cup de gheață, dau un exemplu. Poate să, să împărtășească cu un prieten, să sună, să are nevoie de conexiune cu cineva. Deci trebuie să deci... experimentezi până la urmă ca să găsești cele mai bune căi. Fiecare absolut. pe ale lui. Absolut, absolut. Nu, nu vorbim de rețete universale. Absolut, dar după cum vedeți, toate exemplele pe care le dau, toate revin la corp. Și ce nevoie ai tu în acel moment? Totul revine tot acolo, adică... Totul se rezumă cumva cam în jurul acestei arii, prin ce metode, în funcție de, de nevoile fiecăruia și ce simte ei în acel moment. Din ceea ce ați spus la începutul discuției, apropo de evenimentul în care s-a lansat această carte și autorul Luc Snievski a fost prezent aici la București, înțeleg că reacția și felul în care a fost primită de public a fost una foarte bună. Da, 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 foarte multă lume. Deci, deci lumea, lumea este interesată. Exact. Eu am stat așa și m-am gândit, băi, 3 august, amă toată lumea e în concediu, Pf, pustiu, căldură din aia de, te topei, te scurgeai pe trotuar. Și când am fost atât la Cesianu, la Palatul Cesianu Racoviță, în uh, Buricu, Bucureștiului, așa? Foarte multă lume. Foarte multă lume care, nu numai că a venit la cele două ateliere, dar și-au au mai venit, adică s-a suplimentat, ca să zic așa, numărul de, de participanți. Foarte multă lume la lansare. Uh -huh. Deci era plin, plin ochi, abia te strecurai printre, printre oameni. Și a fost un eveniment, mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și lui Luc i-a plăcut foarte mult și chiar a spus la un moment dat că normal că noi cei de la Herald am fost impresionat a spus că a mai publicat cărți și a mai scos și din Soma Wise în alte ediții dar a spus că așa primire cum a avut la București și genul ăsta de eveniment și ca locație, cât de frumos este acolo și atâta lume și venisem și eu cu televiziune cu radio și am zis bă, niciodată eu n-am mai trăit sentimentul ăsta Asta nu dovedește decât în primul rând că oamenii au mare nevoie au mare nevoie de acest tip de informație da, și că da. lumea asta cum spuneam la început, lumea asta în care trăim și care bă, ne determină de atâtea ori să devenim anxioși, să devenim furioși, să simțim că se îngrămădesc problemele pe capul nostru, de nu mai știm ce să facem, cum să facem față. Uite, ne determină să căutăm și soluțiile de rezolvare a acestor situații. Da, cu siguranță. Deci Soma Wise, volumul se găsește încă da, în continuare, poate da, fi da, da, îl puteți da, găsi, înțeleg și că avem acolo în librării și pe site-ul editurii Herald, exerciții practice de da. lucru cu noi în nu totdeauna este ușor să găsești codurile și să ajungi să te înțelegi, dar cred că încet, încet, cu răbdare... Nu e ușor, merge. eu sunt de principiul că orice, și nu numai cartea lui Luc. orice carte pe zona asta care vine cu parte practică, cu exerciții practice și sunt multe în colecția psihopractică, exercițiile ar trebui puse în aplicare. Pentru că dacă doar le citești și rămân la nivel de lectură, Evident. nu faci nimic. Da, bun, îți pui postituri colorate, le subliniezi, faci cartea de da? E, încearcă să pui și în viața de zi cu zi în practică și au încet, fără să încerci să le faci pe toate într-o da? Mă, astăzi pe ce, mă, pe ce mă concentrez? Uite cum spunea Daniela, pe respirație. Da, mâine ce? Mâine fac cel mai rece duș pe care l-am făcut vreodată. Da, apoi mâine ce fac? Nu știu, găsesc tot felul de metode cum spune el, să fii conștient, de exemplu, în relații, iarăși vorbește foarte mult despre partea asta de, de relații, care te ajută. Relațiile te ajută și din punct de vedere al sănătății fizice și, și mentale, să ai o viață bună în această stare de bine menționată de tine și o viață cât mai, cât mai longevivă. Pentru că se pare că relațiile ajută oamenii să aibă o viață. Longevii, este, din câte știu, este chiar demonstrat științific, științific în da, comunitățile făcut, exact, anumite da, comunități da, da, cu oameni care au vârste înaintate, da, iar da, unul da. din factori este exact comunicarea, exact. comunitatea, faptul că sunt împreună, faptul că împărtășesc tot timpul și împărtășesc viața unii cu ceilalți și uite asta îi conduce către niște vârste. Da pe care ni le dorim cu toții. Să fim nu numai la o vârstă înaintată, dar să fim și sănătoși, exact. să ne bucurăm de ea. Bun, deci ați auzit, dragi prieteni, despre ce vorbim și despre ce este vorba aici, starea holistică de bine, care poate fi, poate fi căutată, poate fi provocată, poate fi construită până la urmă, pas cu pas. Avem mentori care să ne învețe, după care trebuie să punem mâna frumoșel și să lucrăm fiecare dacă ne dorim asta. Cartea despre care am povestit astăzi, Soma Wise, este un instrument. Luc Snievski, un mare psiholog de mare reputație, care ne învață și ne spune să fim prezenți cu noi, acum, aici, și să respectăm principiile de bază, cele pe care ni le recomandă toți specialiștii care se ocupă într-un fel sau altul de sănătatea noastră, corect? Corect. Da, absolut. 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 Așa este. Invitații de astăzi au zis că da, este corect. Ne-au povestit despre un lucru extrem de interesant, și anume că ține de noi și că stăm puterea noastră să mai schimbăm din ceea ce se întâmplă, din ceea ce ni se întâmplă, suntem responsabili de ceea ce ni se întâmplă nouă fiecare de viața lui. Așa că uh, citiți cartea și faceți exercițiile și să fiți uh, bine, să vă fie bine cât se poate de bine și din ce în ce mai bine cu fiecare zi. Mulțumesc tare mult, Sorin, Daniela. Mulțumim foarte Mulțumim. mult, mulțumesc pentru invitație. Pentru prezența de astăzi au fost aici la întâlniri capitale Daniela Găvănescu, consilier de dezvoltare personală și formator Compassionate Inquiry și Sorin Lucaci, organizator de evenimente al editurii Herald. Ioana Brușten sunt eu, mulțumesc dacă ați stat Alături de noi până la final, și până data viitoare ce să vă spun altceva decât să vă fie din nou cât se poate de bine.